Uitați, dacă nu aplicați calciu, din lipsă de calciu poate să facă carență de calciu acea pată în fund, da? Sau tot la fel putregaiul cenușiu, tot din lipsa de calciu. Așa că ar trebui din 2 în 2 săptămâni sau cel puțin 3-4 tratamente aplicate cu calciu. Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă prezint o problemă pe care o întâmpinați în solar la tomatele dumneavoastră. Dacă apare această bubă la roșii, să știți că este din lipsă de calciu și de obicei apare această problemă nu neapărat că terenul sau solul dumneavoastră nu are calciu suficient, dar din cauza temperaturilor ridicate, planta nu mai poate asimila calciul din sol și va trebui să o ajutăm și să o fertilizăm cu calciu. Uitați cum puteți să vă dați seama de lipsa de calciu. Apare această bubă și este de obicei, aceasta apare când planta nu mai poate asimila calciul din sol de la căldură excesivă. Ia uitați, am făcut și eu aici. Ia uitați ce reacție am în sticlă. O să vă spun și rețeta cum puteți să faceți și dumneavoastră acest lucru, să extrageți calciu natural din cojile de ouă. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumim foarte mult. Și haideți să vă arăt rețeta cum puteți să extrageți și dumneavoastră calciu natural. Voi pune și ouăle la cuptorul cu microunde pentru a le steriliza și după aceea le mărunțim foarte bine. Și acum vom zobi ouăle. Eu am luat un borcan. Le voi zobi întâi grosier așa. Nu plecați! Revenim după ce le zobesc foarte bine. Cred că s-au făcut. Am pus așa într-o cârpă. Da. Uite ce bine s-au zobit. Și avem nevoie de 250 de grame de ou pisate, coajă de ou pisată și 1 litru de oțet. Haideți să cântărim. Epigrame. Este 239. 250. Mai mi-a rămas puțin aici. Și vom pune într-o sticlă de 2 litri. Deci, indiferent dacă puneți într-o sticlă sau într-un recipient, să fie puțin mai mare decât compoziția pe care o vom face noi. A rămas în pânie. Și acum vom pune și oțetul peste cojile de ouă. Dar să îl puneți cu grijă, să nu o să vedeți că va face o reacție. De aceea și folosesc un recipient mai mare ca să își poată face reacția, să nu-mi dea pe afară. Deja face spume la suprafață. Spumea mică și... Uitați ce reacții face aici, în sticlă, de aproape de aici.
Această soluție puteți să o lăsați de la 24 de ore până la o săptămână. În felul acesta veți transforma calciul din cojile de ouă în acetat de calciu, care este mult mai accesibil plantelor. O să vă spun și rețeta de diluare a acestei soluții. Nu v-am spus rețeta de diluare. După cum știți, am pus un litru de oțet. După 24 de ore vom strecura toată această soluție și vom pune un litru la 10 litri de apă. Pentru fertilizarea tomatelor aveți nevoie între 500 de ml și 800 de ml în funcție de mărimea plantelor dumneavoastră. În felul acesta vom fertiliza tomatele foarte bine și aceste pete nu vor mai apărea la noile fructe. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o zi bună, multă sănătate și ne vedem la un nou videoclip. La revedere!